În urma unor sesizări făcute de părinți cu privire la taxa concursurilor școlare, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Argeș s-a luat decizia eliminării acestora. Am avut câteva sesizări din partea părinților că nu se mai organizează de către ONG-uri sau asociații și se pot organiza și de asociațiile de părinți. Asociațiile de părinți au gândit o posibilitate de a atrage fonduri în asociație, bănuiesc că tot pentru școală și copii, organizând concursuri. Și ne trezeam ca în fiecare weekend o școală sau fiecare școală pe rând să-și organizeze concurs cu taxă de la părinți, de la copii, cu chitanță sau fără, nu știu. Atunci a fost exact picătura care a umplut paharul vis-a-vis de toată această chestiune cu concursurile și am intrat în CEA și am luat hotărârea să nu se mai organizeze. Încălcarea acestei reguli a avut repercursiuni grave asupra celor care au încercat să organizeze concursuri școlare pentru care elevii erau nevoiți să plătească o taxă. Dați banii înapoi la copii, nu faceți niciun concurs în școală. V-am interzis, am terminat discuția. Foarte tranșant. Atât de tare i-am lovit în chestiunea asta și atât de mult au fost scurt circuitați acolo la nivelul școlii, profesorii cu directorul, cu asociația de părinți, încât directorul a spus că dacă nu organizează concursul, îmi impunea el mie, știți? El își dă demisia. Zic, dacă mai insiști cu subiectul ăsta, nici nu-ți dai tu demisia, te demit eu. Acum. Și atunci și-a lăsat demisia, deci chiar cu schimbat de director s-a soldat. Chiar dacă la momentul respectiv nu exista un cadru legal care să susțină hotărârea, până la urmă problema a fost rezolvată.